Doresc să-mi exprim recunoștința față de Părintele Gabriel, recunoștința față de această biserică, care a găsit foarte multe lucrări interesante, foarte multe dialoguri dintre teologie și știință. Moderator a fost Părintele Gabriel. Părintele Gabriel, la ora 19, ora exactă, apărea din Sfântul Par, joia, când începea dialogul credință-știință sau dialogul teologie-știință. Vreau să spun că nu există o diferență între credință sau religie. Părintele Gabrielu sublinia foarte mult cuvântul credință. Credința în Fiul Dumnezeu, credința în Dumnezeu, credința în Sfânta Trăime, credința în Biserica Ortodoxă Română. Din acest motiv, eu am intitulat acest dialog, dialogul Contribuția Părintelui Gabrielu la dialogul dintre credință și știință pentru promovarea conștiinței și unității spirituale a neamului românesc. Subliniez acest cuvânt pentru promovarea conștiinței și unității spirituale a neamului românesc. Nu întâmplător, pentru că așa cum spunea Părintele Gabrielu, totul este premiator, totul vine de la Dumnezeu. În jurul anului 2000, Părintele Gabrielu a avut cea mai mare activitate în privința dialogului dintre credință și știință. Am un citat care va rămâne în istorie, pe care Părintele Gabrielu l-a enumerat după o primă conferință din acest dialog, privind Universul, privind apariția vieții în Univers și despre experiența noastră pe Pământ. Experiența pe care o trăim pe Pământ, în timpul vieții materiale, nu reprezintă decât o arzuna învierii, un salt peste moarte. Iar existența noastră se reprezintă un dar. Dar cu litere mari, paranteză, o chemare către Dumnezeu. Iată ce minunat citat a spus Părintele Gabrielu despre experiența pe care o trăim noi acum pe Pământ, în timpul vieții noastre materiale. Părintele Gabrielu s-a născut odată cu România Mare. Părintele Gabrielu a fost unul din oamenii cei mai importanți, sau un oameni important, să spunem așa, din Biserica Ortodoxă, care a promovat credința în Dumnezeu. Părintele Gabrielu a căutat să ne exprime totul prin lumina dumnezeiască. Nu degeaba tângea după această lumină. Lumina dumnezeiască. Cred că știți că Părintele Gabrielu a fost printre puțini și singuri oameni care au emis teoria celor de lumină. Lumina ochilor, lumina minții, lumina spirituală și lumina dumnezeiască, lumina necreată. Dacă primele două lumini sunt lumini create, a treia lumină este o lumină necreată. Ori această lumină vine dincolo de Universul cunoscut, vine de la Dumnezeu. Cine are ochi? Ochi. Pentru că fiecare lumină există pe un ochi. Ochii vederii, ochii minții și ochii pentru Dumnezeu. Cine are ochi să primească această lumină și primește credința, este un om puternic, spunea Părintele Gabrielu. Ce înseamnă un om puternic? Un om care putea să stea de vorbă cu semnii săi. Din orice treabă socială, orice
experiență pe care o avea, pentru că credința îți dă putere. Puterea de a te exprima. Puterea adevărului. Deci, dacă Universul este material, este limitat, spunea Părintele Universul material limitat. Iată că Universul necreat, Universul nematerial, este nelimitat, neîngrădit. Păi, cum se face că să intre în contradicție știința care cercetează Universul material cu credința care este și creatorul Universului material și dincolo de acest Univers nematerial. Părintele Galeriu, pe Părintele Galeriu l-am cunoscut în anul de grație 1997. Sublinez acest fapt, eu fiind studiu de fizică atomică, m-am deplasat la Târgoviște, unde am fost profesor universitar la Facultatea de Științe, Facultatea de Fizică. Sublinez acest lucru pentru că Părintele Galeriu a fost un ziditor nu numai pentru credință, ziditor și de instituții. Luase credință la Universitatea Valahia, luase credință Facultatea de Teologie. Părintele Galeriu a fost între primii chemați ca să zidească această universitate. Să predea cursul, fiind profesor în același timp și la Universitatea Teologică din București, Justinian, și prin părinte și în această Sfântă Biserică. N-a precedat niciun moment, nu s-a dat învățător de la nicio muncă grea, obositoare. Țin minte că vinerea era dedicată de plasările de Universitatea Valahia din Târgoviște, și Facultatea de Teologie. Bineînțeles, plecat de dimineață și venea noaptea târziu. Pentru că Părintele Galeriu și acolo, la Universitatea Valahia, s-a gândit că e momentul, fiind o universitate care are mai multe facultăți, inclusiv facultăți de știință, facultăți de artă, facultăți de litere, facultăți de drept și așa mai departe, să înființeze un dialog între oameni. Acest dialog l-a înființat și în noiembrie 1997, în ajunul împlinirii unei vârste destul de înaintată a Părintelui Galeriu. Dar pentru dânsul, oboseala nu a avut importanță. Ne-am întâlnit pentru că personalitatea Părintelui Galeriu depășise cu mult Bucureștiul, capitala țării. Ajunsese în capitala, fostă capitală Târgoviște, și atunci, la cursurile dumneavoastră, participau pe lângă studenți, profesori, înalți părinți, ierarhi. Participau și alți oameni. De exemplu, oameni de știință, oameni din afara teologiei. Cursurile erau absolut uluitoare. Vreau să vă spun că asemenea cursuri n-am mai întâlnit niciodată în viața mea. Așa cum îl știți de la predicile din această Sfântă Biserică, așa predica și la curs, numai că dânsul, având o pregătire extraordinară, o memorie formidabilă, știa să dea răspunsuri. Chiar la un moment dat spune, nu aveți voie pe care câte răspunsuri am eu. Pentru că eram însoțit de foarte multe cărți, foarte multe documente, a căror memorie o știu pe din afară, din când mai consulta pagina sau cartea. Dar nu greșea absolut niciodată. Părintele Galeriu a spus, facem o primă ședință despre Univers. Dumneata vorbește despre originea Universului, teoria Universului. Eu mă preocup despre geneză și interpretarea originii Universului prin Sfânta Scriptură.
Zi și făcut. Am spus, părinte, nu vă supărați. Eu cunosc, sunt un om credincios, nu am experiența cuvintelor din teologie. Și poate mă împiedic în anumite exprimări, chiar dacă puneți bine cuvintele despre știință, originea Universului. Atunci, părintele Galeriu a început următoarea frază. Frate Valeriu, eu m-am tremurat, părinte mă cheamă și Valeriu. Frate Valeriu, eu frate Valeriu făcând. Prin frate făcut de părintele Galeriu, o personalitate în dublu mele, un om extraordinar față de un, să spunem așa, un profesor universitar, puțin cunoscut. Frate, a spus, nu mai tu ești frate. Toți suntem frați. Toți. Nu contează care e pregătirea, care este nivelul nostru. Toți suntem frați în fața lui Dumnezeu. Apoi, m-a liniștit și mi-a spus, frate Valeriu, fii foarte atent. Nici nu trebuie să te gândești ce vorbești. Dumnezeu îți spune cuvintele pe buze. Dacă ai credință, nu. Și atunci, lăsând la o parte de divinitatea, am înțeles sensul acestei propoziții. Dumnezeu îți spune cuvintele pe buze. În momentul respectiv, vreau să vă spun că lucrarea a durat, se spune mai la o oră. Nu știu ce am spus, pentru că nu m-am registrat, nu am exersat și la sfârșit am întrebat pe părinte, părinte, cum a fost? Minunat, frate Valeriu, minunat. De acum încolo, așa să te prezinți în fața credincioșilor. Acest lucru a însemnat pentru mine o schimbare de atitudine. Schimbare de atitudine? Ce înseamnă o schimbare de atitudine? Nu că nu eram credincios. Pentru că din familie, mama, bunica, mai puțin tată, de ce să nu recunoaștem, m-au învățat totul despre credință. Dar, părintele Galeriu este unicul și singurul care m-a convins să iubesc Fiul Dumnezeu, pe Dumnezeu Sfânta Treime, și m-a convins să învăț mai multe despre credință. Acest lucru a făcut din părintele Galeriu un renume. Atunci s-a stabilit două lucruri. Unu, în București, în biserica aceasta Sfântul Silvestru, să se întâlnească o dată la două săptămâni și să se facă un dialog dintre credință și știință. O dată, un alt lucru a fost, trebuie neapărat să promovăm acest dialog și în alte centre universitare. Și acum vă fac o mărturisire despre bunătatea părintelui care, despre o minune, știți, vreau așa, o minune întâmplătoare, totul este promiator. În anul 1999, ne-am pregătit și am mers la Universitatea Dunărea de Jos. Fiind neavând o bună foarte mare, la Casa de Cultura Sindicatelor din Galați, s-a pregătit acest dialog, credință și știință, părintele Galeriu fiind invitatul de mare, eu fiind persoană să spun câteva cuvinte despre știință. Am plecat de la Casa părintele Galeriu, casă modestă, casă plină cu cărți, casă la care în tavan ți se prăbușește în cap, casă ca a bunicilor mei, casă țărănească, vreau să vă spun o adevărată.
putem să simte, pentru că am trăit și am stat cu Părintele Gagăru să merge pe potul Părintele Cristian, să merge și preoteasa Argentina. Joia când nu aveam conferință, întâlneam în casa părintească și tot la fel pierdeam ore întregi până în noaptea târziu, tot vorbind și comentând. E o paranteză aici, că Părintele Gagăru a învățat despre știință totul. Să știți că nu era omul formulelor. Deci în mecanica cuantică, în fizica cuantică, în fizica, în matematica, în nanomateriale, nu era omul ecuațiilor. Era omul care știa chintesența lucrurilor. Chiar în citat spune că este un salt peste moarte. Păi unde mai găsim noi salt cuantic decât în cuantică? De electron în sare, de pe universul altul mai infinit. Deci, iată, n-am deplasat către galaxii, trebuie prin Bălina, Părintele citea non-stop, să știți, în mașină, în spate, pentru că eu conduceam și am în spate, citea non-stop. La un moment dat, cineva spergea la papirul acolo, așa, Părintele la băgare că vedea la Părintele, a scos și un pic de bani, l-a dat o fereastră la cei care și am întrebat bine părintele, zice, lasă-i măi, vale, lasă-i că și ei sunt amăreți. Deci, extraordinar, dădea orice, orice, cred că dacă îi cerem cineva, aia, hai mai vedea. Ajuns la relații, am început conferința, nu vorbesc despre esența conferinței, care în sine era o conferință de știință și credință normală, nu aveai nimic deosebit, numai că părintele era, făcea din fiecare conferință un unicat. Un unicat, să zic, din fiecare prelegere. A început un cutremur. La jumătatea conferinței în Galați, în sală, sala se mișca, lumea a intrat în agitație. Înainte de a începe această conferință, Părintele Gagăru, pentru prima dată a aprins o candelă mare și a pus-o pe catedră, acolo pe masa prezidiului și a zis, Lumina lui Dumnezeu ne va vedea în timpul, uitați-vă ce înseamnă pronunciarea asta, în timpul acestei mișcări seismice, Părintele zice, stați liniștiți, nu uitați că Dumnezeu este cu noi. Nici n-a terminat fraza și s-a oprit cu tremurul. Impresionant este că, la sfârșitul conferinței, l-am întrebat pe Părintele Gagăru ce părere are despre acest incident. Vă mărturisesc că mi-a spus foarte sigur. Eu n-am simțit acest eveniment. Pentru mine a fost un sentiment, un sentiment, n-a fost o mișcare pe care eu să mă fricoșez. Deci, ce vreau să vă spun? Dacă urmăriți cumva toate prelegerile Părintelui Gagăru, dacă le urmăriți puțin, observați că dânsul, pe lângă mimica, pe lângă gesturile pe care le face, are și o aură de lumină. Nu știu dacă voi vă dați seama ce înseamnă acel lucru, acea aură de lumină. Părintele Gagăru parcă pătrunde printr-o poartă nevăzută. Acea poartă nevăzută între realitate și nerealitate. Adică între materie și nematerie. Dânsul făcea legătura, impresia mea este că făcea cel mai bine legătura între Dumnezeu Fiul și Dumnezeu și noi pământeni. Era foarte conștient și foarte lucid. Ne spunea ca un părinte, ca un părinte de familie. Nu ne certa, pentru că toate conferințele Părintele Gagăru începeau cu următorul, se spune așa, motiv. Ne-am adunat în această biserică bunătatea iubirii către Dumnezeu, iubirii către semeni, iubirii
fiecare dintre noi. Vă rog să ascultați opinia fiecăruia dintre dumneavoastră. Opinia. Deci, dânsul n-a fost niciodată împotriva oricărei opinii potrivnice. Să spunem, nu potrivnice, poate din necunoaștere, nu din reavoință. Acel lucru era dovedit prin participarea masivă în această biserică, era aproape plină, de la oameni simpli, la oameni politici, la oameni de artă, la oameni de cultură, toți eram aici, toți ne prezentam opinia. În continuare, a doua zi, modestia părintelui Gatinu, pentru că l-am însuțit, era și în comportament, și în felul de a se hrăni. De ce spun acest lucru? Dânsul, cred că o banană, două banane, eventual, pentru că era dezlegat la carne, pește. Dânsul era atât de cumpătat și atât de, să spunem, pregătit ca să înfrunte aceste munci, pentru că sunt munci grele, să știți, pentru părinte, nu reprezenta numai, reprezenta un efort. Era un efort și fizic și intelectual. Dar modestia dânsului era fără margini. Mergând către Universitatea Dunării de Jos, vis-a-vis de Universitate este Catedrala Dunării de Jos, unde este Marta Sfinția Sacrația, care a fost și elev și doctorant la teza de doctorat. Interesant lucru este că la ora 8, pe treptele catedralei, era un șir indian de vreo 100 de metri. Așa am apreciat. 100 de metri din persoane foarte tinere și cu vârstă care așteptau pe părintele Galeriu. Deja aflase din urme, aflase că părintele Galeriu este în Galați și au crezut că părintele nu va pleca până nu va veni la catedrală. Și așa și fost. Părintele a intrat în catedrală, s-a rugat, s-a închinat la icoane și în modestia care îl caracterizează, s-a retras în colțul din dreapta, spre ieșire. Deci, cum vedeam, în colțul din dreapta și a început să dea binecuvântarea. În acel moment s-a făcut o liniște, o aură de lumină a coborât în biserică și părintele tot dădea binecuvântarea, avea răbdarea și stătea cu fiecare în parte. Eu am plecat la universitate, m-am vizitat Universitatea Dunării de Jos, după 2 ore l-am găsit în aceeași poziție pe părintele Galeriu. Nu obosise, nu era niciun fel de efort, nu se vedea de la suprafață efortul părintelui. Acestea au fost câteva momente din partea de dialog ținut de la conferințe în țară. Acum intervin pe lângă care este contribuția părintelui Galeriu. Și vreau să vă spun că în anul 2000, părintele Galeriu a înființat în această biserică, Sfântul Silvestru, dialogul dintre credință și știință. Acest dialog se desfășura, cum am spus, la fiecare 2 săptămâni, la unul dintre dialoguri, au venit reprezentanți din Statele Unite al unor biserici. Deci știm foarte bine că în Statele Unite nu sunt ortodoxi, neortodoxi, nu români, deci neortodoxi, și au participat la această conferință. Cineva a tradus dialogul conferinței, dialogul dintre știință, a tradus și vorbele părintele Galeriu, urmând ca acești oaspeți
să rămână foarte impresionați de ceea ce se întâmplă în România. Au spus că este un unicat pe planetă. Un unicat. Și vă spun de ce unicat. Mai târziu cu un an, există fundația John Templeton. Deci Sir John Templeton, un miliardar american de origine englezească, stabilit în Anglia în final, a hotărât ca din banii avuți să dea pentru să dezvolte pe planetă dialogul dintre diferite profesii. Deci, John Templeton a spus nu numai dintre știință și credință, știință și filozofie, știință și arte, știință și literatură, sau orice dialog, dar la mijloc să fie credința pentru acel lucru, a finanțat pe planetă, a finanțat și a încurajat aceste dialoguri. Părintele Eteriu, să nu vă imaginați că a cerut vreun leu sau vreun ban cuiva, tot a făcut-o din pasiune, din inimă, din credință. Deci niciun moment nu n-a clintit, niciun moment n-a cerut nimănui nimic. Nu știu dacă a cerut aprobarea, bănuiesc că da, pentru că Sfânta Biserică Ortodoxă trebuie să-și ia aprobarea, o binecuvântare, aș spune înainte, de acord. Revin la acest dialog, acest dialog a cuvântului. Deci, Basarab Nicolescu, un fizician și un mare profesor de la Universitatea Sorbona din Paris, a descoperit acest dialog în România și s-a prezentat un an mai târziu la Părintele Galeriu, s-a prezentat și i-a propus să facă un congres, care să aibă ca temă dialogul dintre credință și știință. Magda Stavinsky a fost cea care s-a ocupat, de asemenea, publicația Cortea Veche, care s-a aplicat. Important este că acest congres a avut loc în anul 2001 la Academia Română și imediat la anul următor a avut loc la Casa de Cultură, se spune așa, la Ambasada Franceză, se spune cum se cheamă și noi avem relații. Exact. Deci, Părintele Galeriu a prezentat o lucrare minunată, apărat știința românească, care fără nedreptățile, știm și noi, în acest secol în care a trăit Părintele Galeriu, au fost mari oameni de cultură, mari oameni de știință, mari muzicieni. Să nu uităm că a fost contemporan cu Brâncuș, a fost contemporan cu Craine, a fost contemporan cu Stăniloae, Părintele Stăniloae, să nu uităm George Enescu, să nu uităm, iată, foarte mulți, Henri Coandă, mare savant. Părintele Galeriu știa și aprecia România, românismul, chiar dacă era interbelic sau după interbelic. Și aici vă fac o mărturisie cu mine, cel puțin cu mine, nu știu cu ceilalți. Părintele Galeriu nu a vorbit niciun cuvânt despre felul cum a fost închis, felul cum a fost luat. Părintele a zis o singură frază. A fost voia lui Dumnezeu și Dumnezeu le face pe toate. Atât. Niciodată nu s-a auzit pe părinte, nu s-a auzit nicio cuvântare. Pe părintele care când nici în familie nu a zis. Deci a suportat cu stoicism și a pus toate relele care s-au întâmplat, chiar și pe bunul nostru Dumnezeu, copilul îl rânduiește, îl așează pe toate. La această conferință, la una din conferințele internaționale, a
fost și părintele Daniel, părintele Daniel, fiind mitropolită în Moldovei, acum fiind patriar, cu o lucrare minunată, minunată, zic eu, deci dincolo de universul material, Dumnezeu emite lumină pe frecvență, pentru că orice lumină are o frecvență, iar lumina emisă de Dumnezeu este dincolo de zidul plan. Și sunt canotele puse pe portativ și cine are urechi receptor să le audă, le aude, le interpretează și intră pe marea inimii lui. Ce vreau să spun din toată această lucrare? Toată această lucrare n-a făcut decât să ducă România cu un pas înainte, dincolo de lucrare. Acum vorbesc doar câteva cuvinte, că nu întâmplător la Anaheim, în anul 2000, în Statele Unite, între San Diego și Los Angeles, Părintele Galeriu a avut o predică despre cel trei lumini. Vă rog să rețineți, în anul 2000, deplasarea extraordinară, o vârstă foarte înaintea la Părintele, să nu uităm, peste 80 de ani, în anul 2000, peste 80 de ani, 82, 20 de ore, poate eu nu vine cu aia, pentru New York, nu vine cu asta cealaltă. Dumnezeu a făcut ca aceste prelegeri să fie înregistrate în prima, a doua și a treia, poate le găsiți pe site, le găsiți pe YouTube. Sunt minunate, minunate. Cred că dacă le văd în fiecare zi, în fiecare zi descoperă altceva. Deci, Părintele Galeno, Anaheim 2000. Asta e singura căutare. Nu vreau să vă țin foarte mult. Aș dori să îmi puneți și întrebări. Pentru că 7 ani nu-i decoream. 7 ani am petrecut alături de Părintele Galeno. Nu întotdeauna. Dânsul avea misiunile Dânsului. Eu aveam misiunile mele de știință. Dar ne intersectam foarte des și ne consultam foarte des. Ce vreau să vă spun în încheiere despre această mărturisire, vreau să vă spun că Părintele a spus așa, lupta pentru adevăr, pentru Hristos, este mai importantă decât tăcerea, ascunderea în rugăciune, căci Tatăl Ceresc cere jertfă ca să te înalți la El. Deci, uitați-vă ce frază minunată putem să fim credincioși. Putem să ne rugăm, să ne retragem în rugăciune, dar mai important este lupta pentru adevăr. Pentru că Părintele Galeriu toată viața a luptat pentru adevăr și s-a jertfit pentru acest adevăr. S-a jertfit pentru noi. Și în încheiere vreau să spun că a creat discipoli. Pentru că Dânsul era un pescar de oameni. Știa să-și aleagă oamenii, dar știa și cum să vorbească cu oamenii. Acum vreau să vă spun, pentru că foarte mulți o să spuneți ce s-a întâmplat după trecerea Părintelui la cer. Vreau să spun că toți mărturisim, toți am continuat această muncă, această credință a Părintelui Galeriu. În toată țara, în foarte multe centre universitare, s-au înființat dialoguri dintre credință și știință. La Târgoviște este anul un congres internațional. La Iași este o conferință internațională. La Galați, de asemenea. Deci pe unde a trecut Părintele Galeriu, a zidit, a lăsat ceva în urmă. Acum, despre noi persoane. Eu am o vorbă care e din Scriptură. Ce a spus Ioan Botezător când a apărut Iisus? Eu mă fac mic ca tu să te înalți.
Asta nu înseamnă că ai renunțat la credință. Deci, să dăm cezarului ce al cezarului. Și Iisus a spus, să dăm cezarului ce al cezarului. Deci noi, ceilalți, aducem toată recunoștința noastră, toată bucuria noastră că am fost alături de un mare om, un mare om al secolului al 20-21. Dar, în același timp, să ne facem datoria și, la rândul nostru, să propovăduim dragostea lui Iisus, dragostea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că a fost mine o bucurie acum, în ultima săptămână, înainte de învierea Domnului, să vorbim despre Părintele Galeu. Vedeți, nici lucrul ăsta nu se întâmplă doare. Sau nu am avut două ori, dar nu asta contează. Contează faptul că încheiem în această Sfântă Biserică cu un mare, mare predicator, cu vorbe spuse despre mare predicator, mare preot, un mare credincios care ne-a adus și nouă lumină și ne-a dat în lumina sa. De acolo din cer ne vechează și cred că ne îndrumă pe toți